Sute de copii de la unitățile de învățământ din Slatina, dar și din județ, au călcat pragul Inspectoratului Județean de Poliție Olt în cadrul acțiunii Ziua Porților Deschise. Armamentul din dotarea oamenilor legii și câinele polițist au fost vedetele zilei. În urma acestei vizite, unii dintre copii au recunoscut că își doresc să îmbrățișeze o astfel de meserie. Cum ți s-a părut ziua de astăzi? Mi s-a părut că a fost interesant și m-a făcut să îmi placă mai mult poliția. Ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi aici? Mașina de poliție. De ce? De ce ți-a plăcut? De mașina de poliție aceasta mică. Mie mi-a plăcut cel mai mult armele. Care arme? De ce? Au fost foarte interesante. A fost extraordinar, mi-a plăcut foarte mult. Ce anume? Mi-au plăcut în special armele, pentru că am văzut felul de filme, de acțiune și mi-au plăcut foarte mult. Și aș vrea și eu să devin polițistă sau detectiv când voi fi mare. Acțiunea de astăzi a deschis seria activităților menite să aniverseze împlinirea a două secole de la actul de naștere al Poliției Române. Astăzi, 24 martie, în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Olt, am organizat cu prilejul sărbătoririi a 200 de ani de la atestarea documentară a Poliției, prilejuită și de sărbătorirea în data de 25 martie a Zilei Poliției Române, Ziua Porților Deschise, o activitate la care au fost invitați să participe aproximativ 300 de preșcolari și școlari din cadrul mai multor unități de învățământ din județul Olt. Acestora le-a fost prezentată tehnica și dotarea polițiștilor din județul Olt, cum ar fi laboratorul criminalistic, laboratorul de educație rutieră care a intrat de curând în dotarea poliției județului Olt, echipajul canin, echipajul pentru acțiuni speciale Olt și o grupă de intervenție a Serviciului de Acțiuni Speciale Olt. Mâine, polițiștii olteni se vor prezenta publicului larg printr-o expoziție ce va avea loc pe esplanada din fața prefecturii Olt. În cadrul acesteia, cei interesați pot vedea o parte din dotarea oamenilor legii și vor putea afla lucruri interesante despre munca de polițist. Înainte de această activitate, va avea loc o ceremonie festivă dedicată aniversării celor 200 de ani ai Poliției Române în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt.